Gata, am evadat. La revedere. La revedere pușcărie, la revedere închisoare. Bine ai venit libertate. Deci așa. La Adoptan au fost închiși, printre alții, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu, uitați. Gheorghe Gheorghiu Dej. Suntem la închisoarea Doftana. Aici se vede că s-a mai intrat. O închisoare părăsită, unde a fost închis Nicolae Ceaușescu și mulți alți oameni cunoscuți. Nu știu dacă o să pot să filmez și dinăuntru, prima dată când vin. Hai să vedem ce e pe aici. Am cum arată. Deci asta era poarta mare. Să vedem. E închis aici, dar se intră. Wow. Uitați gratii aici. Și că bun venit în paradis. Vă dați seama, aici a fost închis Nicolae Ceaușescu, Zelea Codreanu și mulți de ăștia cunoscuți. Asta nu știu ce e aici. Ce porți, ce uși mari. Dar aici nu pot trece mai departe. Și că mă întorc. Deci aici mai gratile. Da. Trebuie avut grijă să nu spice ceva în cap. Aici era și o celulă. Doamne, și cum arată. Probabil că ar trebui să... Dar geamul ăsta, că altfel nu pot să trec. Să caut o altă intrare. Asta e o ușă. Este bătută în cuie, cred. Nu vrea să deschid. Ei, filmez eu pe aici ce pot. Nu știu dacă o să pot să intru, dacă găsesc ceva ca să intru și prin... În închisoare, propriu zis, că aici sunt pe din afară. Era un turn de pază. De ziduri aici, din piatră. Aici. Nu știu ce, dar clar pare părăsit ce aici. Aici sunt niște curți. Sigur sunt locuite ale. Hai să mă duc și pe acolo să văd, poate merge. Un turn. Deci intri în el și probabil erau niște scări. Și ajunge acolo sus. Vă dați seama, aici stau militari, paznici.
Da, mă întorc că se pare că pe aici n-am. O să mai încerc. Altă poartă închisă. Dar degeaba intru eu pe geamul ăsta, că mai încolo iară sunt închise porțile. Închisoarea asta la un moment dat a fost muzeu, dar s-a închis. Din lisă de fonduri, ci că a spicul asta în cap. Trebuie să ai grijă. Din închisoarea asta n-ai vada nimeni. Sau cel puțin așa se zice. Dar nu avem pe o să intrăm. Am văzut. Asta era pe vremea muzeului. Mie să nu... Deci asta era macheta închisorii care... Dacă n-ai evadat nimeni, vrei să-i invadezi tu, nu? N-ai evadat, mă, că... Și intram și un colo în spate. Nu, oare chiar nu există vântaznic ceva, că... Nu există. Iar nu măcar se negociază cu ele astea. Ce zici? Te rog să ai grijă. Stai un pic, că nu pot să ajung așa cu una, cu două. Mă aștept în față, nu? Băi, am intrat. Trebuie să am grijă să nu stau pe sub locul unde tavanul e așa. Aici era, e camera cu macheta care v-am arătat mai devreme. Hai să căutăm direct celulele. Hai să nu văd de vreun câine ceva pe aici. De vreun câine periculos. Deci iau logic. Acolo e intrarea principală și noi intrăm. Deci mă cațăr ca să intre aici și alții alte vremuri nu știau cum să scape. Ani au trecut. Da seama că toată aici era plin de pușcăriași care așteptau să iasă. Și pe vremea aia, pe vremurile, pușcăria din ce știu era foarte grea. Deci Zelea, Codreanu și Nicolae Ceaușescu și mulți alții. Puteți intra pe Google. Să căutați închisoarea Doftana din Prahova. Haideți. Deci iarăși dăm într-o curte. Asta nu-mi dau seama ce e aici.
vedem și celulele. Cred că pe aici erau celulele. Băi, sincer, mă trece un fior așa, numai când mă gândesc. Aici, sigur, e o celulă mare. După cum se vede, mai încăpere. Hai să mai căutăm. Are și etaj, dar nu vreau să urc pentru că nu știu în ce stare se află clădirea. Acoperișul ăsta pe care ar trebui să calc la etaj și prefer să nu. Dă-i măricică. Altă cameră. Aici. Dita mai camera. Probabil aici îi scotea la în curtea de aer, cum se spune. Băi, și sigur acolo sus erau celule cu geamurile mici. Și uitați ce clădire serioasă, ce piatră aici, ce ziduri. Uite câte ziduri. Are un... așa, să vă dați seama. Are un metru. Un metru grosime. Ce stâlpi! Băi, am găsit scările care duc la etaj. Hai să mergem ușurel așa. Asta pare de... este mult mai... arată bine. Sigur, este rezistent. Așa. Dar pe aici să am grijă. Ia uite. Deci aici erau camere. Deci, ca să vă dați seama, asta e o balustradă. Aici era podea, știi așa. Și sus erau camere. Gemuletele mici despre care v-am spus și mai devreme. Da, deci aici deasupra erau camere. Probabil ar veni lumea sau la fierul vechi sau la astea gratile sau ușile din fier masiv, probabil. Uite, exact cum spuneam. Ușile sunt din lemn. A dispărut podeaua. Iar aici, uitați scările. Tot din lemn. Deci erau celulele jos. Aici celulă, deasupra celulă. Se vede clar. Și dacă intrăm în celulă, vedem că nu este niciun geam. Celula este foarte mică. Deci, ia. 1, 2, e frică să 2 pe 2. Deasupra este din tablă. 2 pe 2 și închis aici, fără lumină. Probabil că îi ține fără un geam. Da, și sus la fel. Deci asta era plin de pușcăriași. Fiecare cu camera lui.
Așa, e ușor înapoi. Cred că am văzut esențialul. Trebuie să merg încet. Uitați. Îmi vine melodia în cap. Merg încet pe culoar și au 7. Pentru gabur nu contează dacă ești în pala noapte. Mergi încet, încet și faci pe fir de neînțeles. Transmisie în direct din aripa de vest. Nu mai știu de unde am venit. O melodie de la B.U.G. Mafia. Deci nu am venit aici. Deci pe aici am urcat. Dar pe aici... Ia. Dita mai camera aici. Și un culoar de asta așa. Camere mari care nu știu unde duce, dar n-aș mai înainta. Trebuie să fie în semicerc. Uitați. Deci am găsit alt culoar cu celule. Celulele erau și jos. Sus. Și când e câteva și mai sus. Dar s-a dărâmat. Păi sunt niște scări pe care se urcă. Dar nu voi merge sub nicio formă mai sus, că este periculos. Uitați cum au picat. Asta. Deja simt că trebuie să mă întorc. Din ce observ, măcar aceste celule aveau geamuri. Aveau geamuri și să intrăm puțin într-una. 1, 2, și sunt puțin mai lungi. Sunt 4 pe 2. Deci aici era 4. Și ce mai era? Un geam. Probabil celelalte care le-am filmat mai devreme erau camere de izolare pentru cei care nu erau ascultați, nu erau ascultători, pentru băieții răi. Deci camere jos, camere sus, camere și mai sus. De înapoi, că sunt de ceva vreme pe aici și cred că am văzut în mare parte ce ar fi trebuit să văd. Uitați. Și să coborăm. Mai porțile niște gratii de fier. Acum nu mai știu din ce parte vin, dincolo sau dincolo. Parcă din partea asta. Nu, sau de aici. Da.
Nu, aici am fost și dau, deși pierzi. Cameră mare care dă într-o curte. Trebuie să mă întorc. Vă dați seama că merg pe urmele infractorilor. Da, acum pe aici. Că mi-aduc aminte scările astea. Iar eu parcă pe aici un drept acum spre partea principală. Așa, eu am venit să te principala și am sărit undeva pe aici, parcă. Băi, foarte mare închisoarea. Nu știu dacă simte și în vocea mea, dar ia să mai mui puțin. Dar nu știu, sunt puțin tensionat, nu știu cum să spun, nu mi-e frică. Dar ai un sentiment ciudat. Parcă ar fi bântuit, să zic așa. Simt nevoie să părăsesc locul, am văzut, dar nici de stat nu e. Așa că hai să-i vadăm. Hai să-i vadăm. Bodyguard, ferește de el să nu te vadă. Haide! Ușor nu face zgomot când ne prind ăștia. Da. Nu mai știu planul de evadare. Uite, poarta principală. Și eu am intrat pe aici. Ia, pe aici ce mai... Poate mă mănâncă în curte, o să mai mă prind puțin. Așa, o tură mică. Evadarea continuă. Evadarea continuă, am găsit ieșirea. Și acum o să sărim. Gata. Încă puțin. Haide. La revedere. Mai avem puțin. Încă puțin. Nu putem să cedăm acum pe ultima 100 de metri. Haide. La revedere. La revedere, pușcărie. Libertate. Venim. Ce și un câine. Nu fi câinele paznicilor. Să nu ne iau urmele. Puțin. Aici, ca și în plan, bodyguardii dorm, gardienii dorm. Sunt aici. Nu sunt aici. Cred că au plecat la WC. Am vorbit cu cineva să-mi desfac aici gratia cu un om din afară. Și la revedere. La revedere, pușcărie. La revedere, închisoare. Bine ai venit, libertate. Deci așa, la Dostan au fost închiși, printre alții, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu, uitați. Gheorghe Gheorghiu Dej, Max Goldstein, nu știu, Tic-tic. Alexandru, nu știu cum. Corneliu Zelea Codranu, legionar. Ei vă dați seama. Puneți pauză și știți aici. Moftana este numele unei celebre închisori din România. Situată tic. 1995.
mai sus scrie. Dar vă dați seama, am intrat într-o închisoare și apoi am evadat. Fraților, foarte interesant, foarte tare, puțin adrenalină, dar acum îmi iau la revedere de la voi și fiți cu minți să nu ajungeți prin astfel de locuri vreodată. Libertate vă doresc și o zi bună. Gata, baby! Haide, am evadat! Deschide! Deschide! Haide! Sunt după mine, haide, să nu vadă că lipsesc! Dă-i drumul! Să mă aștept cu motorul pornit! Haide, dă-i drumul! Te explicăm neapărat de aici! Adio, pușcărie! Bruno! Ai evadat tati, Bruno! Da, băiatul! Bravo, fără tine nu știu ce mă făceam! Pare rău pentru colegii mei care rămân acolo, dar libertatea acum vine.